Prima zi de școală este o zi foarte emoționantă, atât pentru elevi, cât pentru cadre didactice, dar și părinții acestora. Ca în fiecare an, la festivitatea de deschidere a noului an școlar au participat reprezentanții ai autorităților locale, domnul primar al orașului Mioveni, reprezentanții Consiliului Local, cât și reprezentanți ai Parlamentului României. De asemenea, au fost prezenți foarte mulți părinți, bunici și cunoștințe ale elevilor. După cum bine știți, pe raza orașului Mioveni, cele două școli, Școala Gimnazială George Tuvărceanu și Liviu Rebreanu, au intrat într-un amplu proiect de reabilitare pe fonduri europene, proiectul de reabilitare, eficientizare energetică a unităților de învățământ de pe raza orașului Mioveni. Din acest motiv, 11 clase ale Școlii Gimnaziale George Tuvărceanu au fost relocate la structura Școala Gimnazială numărul 1 Mioveni. În schimbul 1 vor învăța 6 clase, iar în schimbul 2 vor învăța 5 clase. Transportul pentru elevi va fi asigurat de către Primăria orașului Mioveni pe ruta Mioveni-Colibaș și retur în fiecare zi. Condițiile Școlii Gimnaziale numărul 1 Mioveni, unde au fost relocați elevii Școlii Gimnaziale George Tuvărceanu, sunt foarte bune, astfel încât actul educațional poate fi desfășurat fără nicio problemă. Le urez mult succes în noul an școlar tuturor elevilor care astăzi au început școala.